Hei, eu sunt Alexia și m-am gândit că în perioada asta de izolare ar fi poate o idee bună să vorbim despre lucruri un pic mai relaxante, cum ar fi colecția mea de materiale de artă. Zic colecție, fiindcă timp de 5 ani am adunat tot soiul de lucruri. Guașe, acoarele, tempera, acrilice, creioane, o groază. Pe multe le folosesc de zi cu zi, dar pe altele nu le-am văzut de luni bune. Și poate că ar fi de bună să trecem un pic prin ele. Mai avem acolo niște cărți despre care nu o să vorbim acum. O să le lăsăm pentru un video în care o să explorăm mai mult ideea de inspirație și documentare. Până una alta, zic să ne uităm, să vedem ce și cum. Culorile sunt probabil cel mai așteptat subiect de discuție, așa că am să încep direct cu ele. Știu că sunt multe, dar am avut destul de mult de testat până când mi-am găsit formula perfectă pentru o paletă universală. De exemplu, mi-am dorit foarte mult setul ăsta de la Kiretake, fiindcă are o cutie verde texturată absolut superbă. Dar a contat mult și faptul că are două culori pastelate foarte faine în el. Folosesc foarte puține nuanțe în rest, nu e o formulă clasică de acuarelă. E de menționat că toate paletele mele de culori sunt pline de acuarelă. Le spăl rar, fiindcă e culoare și e păcat să fie irosită. În fine, când am luat cutia asta de la Senelie, eram la început și mi s-a părut un deal bun. Între timp am aflat că se poate mai bine. Asta e o paletă student grade. Am pe lista de achiziții tuburile Artist Grade pentru testare, dar încă nu am găsit o ocazie să le culeg. Avem aici vestitul șminche, cutia White Nights și cutia Renaissance. Fiecare are culorile specifice, extrem de bune, dar are și altele cu pigment mai meh. Cum spuneam, a dorit mult să găsești cea mai bună variantă de acuarelă. Așa că am adunat favoritele mele din fiecare set de mai sus, din cutiile astea 3, în cutia asta pe care am cumpărat-o goală și aici am cam tot ce-mi trebuie și ce-mi place. Sunt unul dintre oamenii aia păcătoși care nu-și organizează vopselurile după brand, cum dă bine la estetică și cum am văzut că fac toți artiștii și mie îmi place să culeg din fiecare ce mi se potrivește, așa că e un pic cam haos, fiindcă dincolo de pigmenți, e de notat că fiecare formulă de acuarelă are particularitățile ei, de la modul în care se usucă până la granulație sau la puterea de acoperire. Aici avem setul de la Arteza, pentru care am făcut un review pe blog acum ceva timp. Mi-au plăcut, au un preț bun și sunt foarte ok pentru student grade. Din câte știu, le găsiți pe Amazon. Paleta asta de la Dr. Georg Kremer, cred că am pronunțat corect, sper, e în germană. Am primit-o cadou și am folosit-o foarte puțin, deși textura culorilor îmi place enorm, n-am vrut să murdăresc prea tare fără motiv. Ultimele două cutii sunt cea de la Sonet și cea primită de la Diafan. Pe asta de la Sonet o folosesc la workshop-uri. Acuarelele rusești au un pigment foarte bun și un raport de calitate-preț foarte mișto. White Nights și Sonet au același producător, dar Sonet are niște pigmenți cu care se lucrează un pic mai ușor, fiind student grade. Un alt motiv pentru care le recomand ca prim set de acuarelă ar mai fi și faptul că setul de 12 este absolut suficient pentru un începător, fiindcă nu are o gamă mare de culori și e mult mai simplu de lucrat cu astfel de paletă. Culorile de la Diafan sunt handmade, făcute în România. Au o textură perlată și tare specială, dar din păcate nu am ocazia să le folosesc prea des, fiindcă nu se pretează pe genul de proiecte pe care eu le am de zi cu zi. Bun, hai să explorăm un pic și partea de acuarelă lichidă și guașă, dacă tot am intrat în pâine. Aici, de fapt, nu sunt chiar atât de multe de zis. Am vrut să testez Ecoline, dar nu m-am înțeles absolut deloc cu acuarela asta, așa că stă destul de mult în cutie și nefolosită. PB o câștigă la capitolul ăsta, mai ales că au și varianta de sticlă cu pipetă. Ei au pigmenți mai buni, au rezistență mai bună și culori mai vibrante.
La goașe nu m-am aventurat foarte mult, fiindcă am găsit o goașă faină din prima, asta de la Talens. Per total sunt mulțumită de culori, deși unele se oxidează cam ciudat, dar pentru ce-mi trebuie mie a fost suficientă. Hai să răscolim și în pensule. Asta e cana cu pensule pe care eu o țin mereu pe birou. Știu, știu, sunt multe. Dar îmi place să am de unde alege și le cunosc bine de tot pe fiecare în parte. Majoritatea pensulelor sunt sintetice, fiindcă îmi place să lucrez cu mai multă precizie. Cred că vom vorbi cu altă ocazie mai în detaliu despre pensule. Ca branduri însă, aici avem Tintoretto, iar aici, iar, e de povestit. Dar ca să le trec rapid în revistă, am gamele Perla, Furetto, Bronzo și Kolinsky pentru fir natural. Mai am în cana asta și pensulele din setul Arteza pe care le folosesc foarte des. Pensulele de la Dr. Jörg Kremer, iar, sper că am pronunțat corect, mulțumesc Cristina pentru cadou. Mai am pensule de la Winsor & Newton și pensule de la Mustache. Asta, de exemplu, e o pensulă foarte comod de folosit. Și cam asta e ce folosesc zilnic. Dincoace, în borcanele astea două, am pensule cu care îmi creez texturi, care sunt tocite sau cu vopsea uscată, ori pe care pur și simplu nu le folosesc prea des. Asta, de exemplu, e un tool foarte special pe care l-am luat recent, dar pe care n-am apucat să-l pun la treabă încă. Ca să luăm următoarea cutie pe sus, avem aici alte culori și alte cerneluri. Folosesc foarte puțin tușurile astea de la Winsor & Newton, dar sunt absolut fascinată de packaging. Asta e evident, achizițiile pentru colecție. Nu am explorat încă foarte bine tehnica lucrului cu tușuri. Am aici tușuri negre, fiindcă vreau să învăț cândva tehnicile japoneze de ilustrație cu acoarelă și tuș. Mai am un tuș auriu într-un soi de găleată pe care n-am să folosesc vreodată complet, dar e bună de avut în caz de nevoie de aur. Să le dăm pe astea la o parte. Le va veni rândul cândva să fie puse la muncă. Ce urmează să vă arăt acum sunt cernelurile acrilice pe care le-am descoperit și de care m-am îndrăgostit acum ceva timp. Le foloseam destul de des. Între timp am descoperit Molotov, ceva mult mai fain pentru uz de zi cu zi. Cam asta am în coșul de pe birou pe care îl folosesc acum, fiindcă cerneala asta acrilică este descoperirea mea favorită de anul trecut. O combin cu acuarelă, guașă și alte cerneluri. Mai am aici niște acrilice de la Polycolor. Asta e un acrilic care arată delicios în borcan, dar cu care eu nu m-am înțeles absolut deloc. Ultimele lucruri care se află printre acrilice și cerneluri sunt tuburile și borcanele de la combinatul fondului plastic, pe care le am din liceu și care încă se păstrează bine. Sunt culori tempera foarte cremoase și opace. Chiar dacă ele se usucă un pic cam cretoase, la fel ca și guașa, tot de la combinatul fondului plastic, care din experiența mea e însă foarte bună. Dacă vă căutați ceva la preț bun, e de încercat. Hai să trecem la creanele colorate. Am aici o cutie de creane pe care am găsit-o în ofertă de la Lidl și care îmi place mult pentru schițe, dar cum în ultima vreme schițez destul de mult digital, ajunge să fie folosită destul de rar. Am aici un moft pe care îl iubesc, adică setul ăsta de Polychromes de la Faber-Castell. Dacă vă plac creanele colorate, ăsta e un soi de Sfântul Graal. Varietatea de nuanțe este minunată. Lăsăm mofturile la o parte, am aici creane colorate de la Maped în mare. Sunt favoritele mele din zona librăriilor de cartier. Foarte bune și cu nuanțe pastelate și nuanțe vibrante. Altfel mai sunt resturi din toate timpurile. E foarte posibil să am aici chiar și creane colorate din copilărie. Atât pentru azi. Ne vedem în a doua parte cu toate mărunțișurile la care umplu din joi în Paști, dar la care nu pot renunța în niciun chip. Zi faină și izolare lină!